Antonia trece printr-o perioadă dificilă. Dacă gurile rele spun că perfecțiunea ei nu este chiar adevărată, cântăreața are altele pe cap. Procesul pentru custodia fiicei sale, Maya, ar putea să fie unul cu surprize neplăcute. Și asta pentru că Vincenzo, fostul soț, ar avea câteva imagini cu întâlnirile dintre Antonia și Alex Velea din domiciliul conjugal. Aproape dezgolită, cu un chip angelic, abdomen cu pătrățele și fără pic de celulită. Making-of-ul de la ședința foto realizată de artistă pentru o revistă dedicată domnilor arată o altă Antonie, una mai puțin perfectă. Și Antonie. Dacă privim atent filmarea, observăm că slipul minuscul o strângea pe Antonia cam tare pe șolduri. În plus, piciorul cântăreței pare mult mai voluminos decât în pozele șlefuite în programul Minune, iar brațele mai puțin tonifiate. Baby, da, și de Antonia.